Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Amedeo Oene, vă invit din nou la obișnuita noastră de weekend, călătorie în lumea șahului. Nu uitați, această emisiune este programată în fiecare sâmbătă de la 12.30 și duminica în reluare de la 14.30. Despre picturi inspirate de șah am mai vorbit, reluăm șirul de opere valoroase și haideți să le facem cunoscută povestea. Ilia Penușlischi este cel mai proeminent pictor contemporan din Macedonia. Lucrările sale sunt expuse în toată Europa și în Statele Unite. Una dintre ele, intitulată Final de joc albastru, subliniază interesul pictorului și fascinația sa pentru jocul de șah. Pictora a fost creată ca amestec între jocul jucat și finalul imaginat, continuat în visare, de unde și culorile vii, departe de sobrul contrast alb-negru. O pictoriță despre care nu au rămas prea multe informații este britanica Agnes Augusta Talboys, știm însă că era foarte pasionată de pisici, în special cele din rasa persană. Astăzi picturile ei sunt foarte apreciate, în special la casele de licitații. Artista a creat mai multe lucrări în care pisicile cuceresc jocul cu grație. Șahmat, pisici pe tabla de șah sau pisicile și șahul. Ceva mai subtil apare o tablă de șah în lucrarea lui Salvador Dalí, Metamorfoza lui Narcis. În spate pe fundal apar reprezentați munți întunecoși, ce duc cu gândul la stilul baroc, dar se vede și o tablă de șah pentru care se ridică un piedestal pe care se află un nud al unui bărbat. Ne întoarcem acum în studio. Astăzi vă propunem spre rezolvare o problemă compusă în 1923. Are 12 piese, notațiile, cu atenție, albul Rege H5, Turn B4, Cal D4, Cal H4, iar negru joacă cu rege în F4, dama A6, turn E4, cal E3, cal E5 și pioni în D5, E6 și G3. Enunțul problemei, albul mută și dă mat în două mutări. Așteptăm răspunsurile și comentariile dumneavoastră pe adresa shaharonrealitatea.net, iar soluția o veți vedea, desigur, în ediția următoare. Vă reamintim. În perioada 21 aprilie-1 mai are loc în România un eveniment de excepție, de mare însemnătate internațională. Iașiul găzduiește campionatul mondial de șah școlar. Asta după ce anul trecut marele maestru Anatoli Karpov a participat tot la Iași la simpozionul Educație prin șah, la invitația Federației Române de Șah. Urmează acum Delia Duca. Ea ne aduce, ca de obicei, explicațiile problemelor. Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să discutăm despre diferențele dintre analiza unei poziții din punct de vedere al compoziției șahiste și analiza unei poziții dintr-o partidă normală de șah. Regulile sunt aceleași, trebuie să dăm mat regele advers, dar în partidă ne pasă mai puțin dacă vom reuși chiar în două sau trei mutări, mai puțin în situația în care chiar suntem în criză de timp, deși mai nou se dă un increment de 2-3 secunde pentru fiecare mutare, deci este puțin probabil să nu reușim să facem cele trei mutări. De aceea nu contează atât de mult sau nu este bine să ne asumăm niște riscuri foarte mari când nu reușim să calculăm toate variantele, să facem un sacrificiu, așa cum vedem în problemele propuse în emisiune. Dar ele au rolul de a antrena, bineînțeles, gândirea șahistă și în funcție de poziția fiecărei de fiecare situație în parte pe care o regăsim în cadrul unei partide de șah, vom face un raport între riscurile pe care ni le asumăm dacă facem o mutare spectaculoasă sau continuăm cu mutări naturale. De exemplu, în această poziție vom vedea că avem, ca de obicei, o cheie spectaculoasă prin care ne lăsăm dama pe această legătură a nebunului și amenințăm un mat. Piesele sunt așezate de așa natură de compozitor încât chiar și la cele mai bune apărări ale negrului există un mat pentru alb, dar probabil într-o partidă normală nu ne-am fi asumat astfel de riscuri și am fi jucat o mutare foarte naturală, având în vedere că avem rege-damă, două turnuri și două piese, iar adversarul are doar rege-damă și patru piese, deci și un pion, deci are cum ar veni pe un turn de al nostru care are 5 puncte, adversarul are doar
3 puncte, doar o piesă ușoară, și pe celălalt turn, la fel, doar o piesă și un pion. Deci este un dezavantaj material și pentru noi capturarea acestui cal, de exemplu, ar duce la câștigul partidei. Este șah, am capturat încă o piesă, chiar dacă mutarea cal E4 ar da șah de la nebunul negru, totuși am putea să jucăm simplu rege B2. Negrul nu are vreo continuare deosebită la șahul cu dama. Am putea să fugim din nou din rege și rămânem cu piesele în plus. Dar acestea sunt, cum spuneam, pentru partidele de șah. În probleme ne uităm la regele negru, care are în jurul său toate câmpurile controlate de noi, câmpul E3 de turnul nostru, câmpul E4 de calul nostru, la fel și câmpul G4, este nebunul alb, este apărat de calul nostru, câmpul G3 atât de pion cât și de turn, iar linia A5 de turnul alb. Așadar, nu capturăm calul, nici nu încercăm să plecăm de pe acea legătură, ci există o mutare mult mai subtilă, care implică niște riscuri, dar în cazul de față vom vedea că avem mat la fiecare apărare a negrului, și anume turn G3. După turn G3 am deschis diagonala damei albe, astfel încât amenințăm să jucăm damă de 2 mat, și vom vedea că această diagonală a nebunului spre regele nostru nu este suficient de periculoasă, astfel încât să-l salveze pe negru, pentru că la mutarea cal E4, de exemplu, calul a apărat nebunul din D6, nu putem să-l capturăm cu dama, dar a blocat câmpul E4, care era controlat de calul nostru, și în acest moment putem să jucăm mutarea cal H3 și ar fi mat. Dar este de observat că dacă nu am fi avut această mutare, noi am fi pierdut dama și evident nu ar fi fost bine pentru alb. De aceea, când ne asumăm o astfel de riscuri, trebuie să calculăm toate variantele, să nu exagerăm cu sacrificiile în partidele de șah. Dar am văzut că în această poziție avem cal H3, deci mutarea turn G3 chiar este cea mai bună mutare. Dacă încearcă să se corecteze, să nu-și mai blocheze acel câmp E4, ar putea să joace, de exemplu, cal D3, în acest moment a rămas nebunul din D6 neapărat, dar dacă l-am captura, ar mai putea să joace cal E5 și din nou nu ar fi mat la a doua. De aceea căutăm o altă mutare de mat, calul plecând din C5. Ne uităm ce slăbiciune s-a creat. A închis diagonala nebunului negru, care era singurul care controla câmpul F5, și putem să jucăm turn F5 cu mat. Iar la mutarea cal B3, de exemplu, în acest moment nebunul nu mai este apărat și calul nici nu are cum să mai bareze șahul și chiar ar fi mat, cu mutarea damei la D6. Cal A6, aceeași situație, capturăm nebunul și este mat. Iar la corecția neagră cal B7, care apără din nou nebunul negru, nu mai putem să-l capturăm. În acest moment, ne uităm ce s-a întâmplat, s-a interferat diagonala damei negre, singura care apăra câmpul F3 și este mat. Cu turnul în F3. Calul nu poate să captureze acel turn pentru că este legat de dama noastră albă. Chiar dacă și dama este la rândul ei legată de nebunul negru, totuși are în continuare, ține în continuare această legătură și calul nu poate să captureze. Iar ultima posibilitate, cal E6, nu schimbă cu nimic situația, nebunul nu este apărat și ar fi mat.
în afară de mutările din cal, ar putea să încerce să se apere de amenințarea noastră, care după turn G3 era damă D2, aceasta este amenințarea, și a epuizat toate încercările de a muta din cal astfel încât noi să nu mai putem să jucăm damă D2 pentru că am rămâne în șah, dar poate să încerce să se apere pur și simplu, câmpul D2. Vom discuta și despre posibilitățile de a ne apăra de un atac în ediția următoare. Deci, în afară de a ne lega piesa cu care intenționăm să dăm acel șah, mai poate să mute o piesă, de exemplu un E8, astfel încât la șahul nostru să bareze acel șah. În acest moment, damă D2 nu ar mai fi mat, pentru că negrul ar putea să joace damă E3. Am capturat acea damă și, evident, într-o partidă de șah am fi mulțumiți cu acest rezultat, dar ar fi abia la a treia mutare. Damă ia la E3, deci nu îndeplinim enunțul problemei. Dar, în acest caz, probabil, fiind problema, cum spuneam, de mat în două mutări, s-a creat o altă slăbiciune. Deci, după mutarea noastră turn G3, dacă negrul răspunde cu damă E8, nu mai jucăm damă D2 pentru că nu ar fi mat la a doua mutare și ne uităm ce slăbiciune s-a creat. Dama a plecat de pe această diagonală și este aceeași situație ca atunci când calul a jucat în B7 și a închis diagonala damei, putem să jucăm turn F3 și este mat. Dacă încearcă să se corecteze, să rămână pe această diagonală, astfel încât să poată să ajungă totuși în E3 la un eventual șah cu dama, ar putea să joace damă E4. Nici nu ne mai complicăm să capturăm acea damă, deși în mod normal am fi capturat-o. Ne-am fi bucurat să câștigăm această partidă, chiar dacă ar mai fi durat câteva mutări, pentru că ne uităm în primul rând dacă putem să dăm mat la următoarea. Dama a blocat câmpul E4, ca atunci când calul blocase câmpul E4 și avem matul pe care l-am văzut în prima variantă, cal H3 și este mat. Aceasta a fost problema în care am vrut să scot puțin în evidență faptul că într-o parte de șah suntem mai mult decât mulțumiți să capturăm o damă, să rămânem cu avantaj material decisiv, dar în problemele de șah, mai mult pentru antrenament, încercăm să găsim singura mutare care dă mat în exact două mutări. Aceasta a fost problema de astăzi, ne revedem și data viitoare. Concursul de șah Pescăruș Junior Chess a revenit cu o nouă ediție. Luna aceasta s-a desfășurat în București ediția a doua a turneului de șah Pescăruș Junior Chess, adresat copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani. La startul întrecerii au fost prezenți șahiști din București, Focșani, Galați, Ploiești, Snagov și Târgoviște. La grupa de șahiști sub 8 ani a fost declarat câștigător Anghel Teodor din București, iar locul întâi la fete a fost acordat Elisei Rata din Snagov. Grupa juniorilor sub 12 ani l-a avut ca învingător pe Vitan Rareș din Târgoviște, iar Clara Timiș din București a reușit să-și adjudece primul loc în clasamentul fetelor. Juniorii sub 16 ani au luptat până în ultima secundă a turneului, iar în urma celor 6 runde, câștigător a fost Musteață Darius din București, fiind urmat de Ana Maria Rata din Focșani și Daniel Dumitrescu din București, iar locul întâi în clasamentul fetelor i-a fost acordat Bianca Echica Roșie, de asemenea din București. Arbitrajul a fost asigurat de către domnul Radu Chirilă, iar diplomele și medaliile au fost înmânate câștigătorilor de către colega noastră Delia Duha. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm, desigur, și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm!